cel mai important conducător al getodacilor a fost, fără îndoială, Burebista. El a reușit între anii 82 și 44 înaintea erei noastre, în cei 38 de ani de domnie, să unifice neamurile tracogetodacice pe un teritoriu imens. O reușită politică și militară pe care unii istorici o numesc Imperiul lui Burebista sau Imperiul Dacilor. Dar cât de întins a fost regatul sau imperiul său? Acest lucru îl vom lămuri astăzi, când o să vă arătăm și o hartă apropiată de realitățile acelor vremuri. Izvoarele antice sunt limpezi în ceea ce privește realizările lui Burebista. Iată ce se spune în așa numitul decret al orașului grecesc Dionisopolis despre el. Citez. Regele Burebista a ajuns cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia, stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu și de dincolo. Pentru a ajunge cel mai mare dintre regii tracogetodaci și pentru a stăpâni un teritoriu vast, Burebista a profitat de un context favorabil. Destrămarea regatului lui Mitridates al VI-lea Eupator și slăbirea puterii celților ca urmare a invaziilor cimbrilor și teutonilor. Migrațiile celtice sunt consemnate de izvoarele greco-romane încă din secolul IV înainte de Hristos, atunci când au pus în pericol nordul Italiei și chiar au atacat Roma. În spațiul de formare și de locuire a getodacilor, celții au pătruns încă din secolul al II-lea înainte de Hristos, dar în urma unor conflicte între mai multe triburi celtice, triburile boilor, tauriștilor și scordiștilor au fost nevoite să pătrundă în cursul mijlociu al Dunării, unde și-au manifestat oarecare intenții agresive, ceea ce a creat o stare de conflict cu populațiile getodacice locale, și această stare de conflict trebuia într-un fel rezolvată, mai ales că în vechime aceste așezări celtice pătrunseseră în Crișana, în Maramureș, în Transilvania, adică pe văile Mureșului, Someșului, Tisei, și ele sunt confirmate arheologic. Obiectivul lui Burebista în ceea ce privește pe celți a fost anihilarea sau îndepărtarea lor din spațiul neamurilor tracogetodacice, lucru pe care l-a și reușit, după cum ne spun sursele istorice din antichitate. Conform lui Strabon, Burebista a pustit pe celții care erau amestecați cu tracii și cu ilirii și a nimicit pe de-a întregul pe boii aflați sub conducerea lui Critasiros și pe taurisci. Pe măsură ce regatul lui Burebista s-a extins, puterea militară acestuia, ca și influența sa politică, au început să cântărească greu în geopolitica Europei acelei vremi. În momentul său de maximă putere, Burebista putea să mobilizeze o armată uriașă pentru acele vremuri, 200.000 de războinici, după cum ne spune Strabon. Mai mult decât atât, Burebista se implică în războiul civil dintre Pompei și Cezar. Ca urmare a înfrângerii și lichidării regatului part condus de Mitridate al VI-lea Eupator, romanii au încercat să-și impună suveranitatea asupra cetăților grecești de la Marea Neagră, ceea ce constituia evident un pericol pentru regatul lui Burebista. Și Burebista și-a găsit aliați în cadrul acestor cetăți, unul dintre aceștia fiind chiar marele preot al cultului Dionisiac din cetatea Dionisopolis, pe care Burebista l-a trimis să negocieze cu Pompeius pentru a-l ajuta pe acesta în luptele sale împotriva lui Cezar. Au fost două mari bătălii, la Dirachium și la Pharsalus, în care ajutorul dat de Burebista a fost probabil insuficient, Cezar fiind învingător, și ca urmare a acestei atitudini a lui Burebista, în ultima parte a vieții, Cezar a mobilizat în Balcani vreo 16 legiuni, cu gândul să atace regatul lui Burebista.
Să revenim însă asupra subiectului acestui episod și să lămurim cât de întins era regatul lui Burebista. Conform istoricului francez Camille Julien, un complex de împrejurări fericite și câțiva șefi abili făcuseră din daci pe vremea lui Pompei cea mai mare putere a Europei. De la Viena la Odessa, Imperiul dacilor stăpânea cele mai importante vaduri de comerț, ca și pământurile cu solul și subsolul cel mai bogat din Europa Centrală. În jurul lui Burebista și a lui Deceneu, dacii delirară de entuziasm și de încredere în puterea lor, vreme de 3 decenii. Izvoarele antice ne dau numeroase detalii privind limitele extreme ale împărăției sau regatului lui Burebista. Istoricii romani, Apianus, Florus, Plinius și Tacitus se ocupă îndeoseb de alungarea celților din bazinul mijlociu al Dunării până la limitele Alpilor, în zona de astăzi a Vienei și Bratislavei, iar izvoarele grecești, atât cele istorice cât și cele arheologice și epigrafice, vorbesc despre intrarea treptată a cetăților grecești de la Marea Neagră sub influența regatului lui Burebista, cetatea Olbia de la vărsarea Bugului în Marea Neagră, aproape de Crimea, a fost ocupată în urma unei expediții militare, iar celelalte cetăți grecești au intrat mai degrabă în regatul lui Burebista în urma unor negocieri, considerând că este mai bine să se afle sub aripa protectoare a regatului Jet decât sub influența romană. În partea de sud, granița a fost când pe limita munților Balcani, când a ajuns la munții Rodopi, inclusiv, ocupând inclusiv Valea Mariței, Valea foștilor regi traci. Și acum să privim o hartă a Europei și să căutăm să trasăm limitele regatului sau imperiului lui Burebista. Aici, la Argedava, în apropiere de București, s-a născut regele Getodac. În munții Orăștiei, unde descoperim astăzi cele mai importante cetăți dacice, Burebista a întemeiat capitala regatului său. Pe baza surselor istorice, putem stabili limitele regatului său ca pornind din nordul Mării Negre, de pe teritoriul de astăzi al Ucrainei, ajungând până în Polonia, pentru a coborî apoi prin estul Cehiei și Austriei, traversând peninsula balcanică până în estul Turciei. Un teritoriu de câteva ori mai mare decât România de astăzi. Așadar, vorbim despre un teritoriu imens, substanțial mai mare decât cel al Imperiului Austro-Ungar, de exemplu. Vorbim despre o forță militară comparabilă cu a Romei, o forță militară comparabilă cu armata lui Cezar. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă Burebista nu ar fi fost trădat și asasinat în anul 44 înaintea erei noastre, iar regatul lui ar fi rămas unit? Ar mai fi existat oare Imperiul Roman? O întrebare asupra căreia merită să medităm. Până săptămâna viitoare, vă invit să citiți cartea Sarmizegetusa Regia, redescoperirea cetății, scrisă de cercetătoarea Aurora Pețan. Toate cele bune și nu ratați următorul episod, unul cu adevărat bulversant. Pe curând!